Bună ziua, dragi prieteni din Berbec! Haideți să facem pentru dumneavoastră talarea pentru bani și pentru sănătate pentru luna noiembrie. Bani și sănătate, da? Prima linie este bani, a doua sănătate. În prima săptămână, începem cu această carte care îmi spune că semnifică abundență, prosperitate, cartea lumea, da? Veți avea foarte bine la serviciu financiar pentru studenți, sunteți într-un moment foarte bun în viața dumneavoastră, proiectele merg bine, aveți o capacitate de a vă concreta ideile și a conduce grupuri de muncă sau planurile pe care le aveți. Trebuie să aveți multă încredere în dumneavoastră pentru că veți avea succes. Banii vor fi din ce în ce mai mulți, afaceri profitabile, stați foarte bine. Să aveți grijă să nu cădeți într-o tentație de a cumpăra ceva, de a face multe cheltuieli imature, iresponsabile, da? Dar pentru că acum, dacă aveți multe intrări, s-ar putea să aveți și multe ieșiri, să aveți nevoie de economii. Da? Arată succes și admirație din partea oamenilor. Bun. Haideți să vedem următoarea. Arată venituri bune în prima săptămână. Proiecte ce încep să se proiecteze, să meargă și vă permite progres material. Să aveți grijă la cheltuieli imature, da? Deci sunteți tentați, aveți tendința să cheltuiți mult în prima săptămână. În a doua săptămână, vești despre bani. Pot fi vești despre venituri, despre creșteri de salar, dar poate și cheltuieli care vă vor cere sacrificii, da? Vedeți, în a treia și a patra săptămână arată că nu veți fi așa de bine plătiți sau în afaceri nu vor intra așa de mulți bani sau trebuie să găsiți alte surse de venit sau sunteți înșelați sau trădați financiar de cineva sau vorbiți cu șefii, dar trebuie să aveți grijă cum vorbiți, da? Apoi, ultima săptămână, vedem crucea care arată că veți trece de această problemă și veți avea o posibilitate de a începe din nou și începeți cu succes. În economie veți avea succes. Dar trebuie să administrați banii foarte bine ca să treceți de o cheltuială care poate apărea în a treia săptămână, da? Haideți să vedem pentru sănătate, da? Sănătate, prima carte este Steaua. Steaua arată că aveți un stil de viață calm, rezervat, vă bucurați de o sănătate stabilă, concentrarea este bună, dar Steaua are și ceva ascuns și
și ceva pozitiv și liniștit, dar este noapte, deci s-ar putea să aibă și ceva ascuns, pe, ceva negativ, cu digestie, ceva în organismul tău unde nu te simți bine. Aveți grijă la obiceiurile zilnice de alimentație, să nu aveți ceva surprize neplăcute în viitor. Da? Nu ne vorbesc despre nimic grav în sănătate. În prima săptămână, inima trebuie să faceți mai mult sport sau să consumați o dietă sănătoasă. Da? Ceva scăzut în grăsime, da? Asta spune cartea Inima. Apoi, scrisoarea în a doua săptămână, vă vine un diagnostic sau rețete, analize, poate însemna unde trebuie să țineți, să urmați un tratament, da? Vulpea ne arată o avertizare, o boală sau... Dar nu este adevărat, da? Aveți grijă ce tratamente urma să nu vă afecteze, dar probabil aflați ceva, dar nu este ce vi se spune. Deci după un diagnostic, nu la toată lumea, la unele persoane. Apoi arată norocul, vedeți trifoiul. Vă vindecați de orice problemă care ați avea-o. Sau se termină acest mic deranjament. Și spune totuși să fiți precauți și să profitați de o nouă șansă, da? A ieșit foarte bine. Cam asta a fost pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.